Anunțul a fost făcut de către ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. 18 noiembrie 2024 este termenul limită pentru depunerea ofertelor necesare atribuirii contractului pentru construcția lotului 6 al drumului de mare viteză Craiova-Târgu Jiu. Proiectarea și execuția celor 19,25 de kilometri ai acestui lot vor dura cel mult 34 de luni, 10 luni proiectare și 24 de luni execuție. 2,55 miliarde de lei fără TVA, suma maximă, sunt necesare construcției și vor fi asigurate prin programul Transport, a transmis ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Lotul 6 va avea profil de drum expres, se va desfășura între orașul Târgu Cărbunești și varianta ocolitoare Târgu Jiu, iar pe traseu vor fi construite 25 de lucrări de artă, inclusiv un viaduct de 644 de metri și două parcări de scurtă durată. CNAIR a stabilit și data pentru lotul 6, data de depunere a ofertelor, aceasta este 18 noiembrie anul acesta. Vorbim de lotul 6 din drumul expres Craiova-Târgu Jiu, lotul care face legătura dintre varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu și Târgu Cărbunești. Constructorii interesați pot depune ofertele în sistemul electronic de achiziții publice. Îi așteptăm pe toți constructorii, noi le suntem un partener serios și le vom fi un partener serios atâta timp cât și ei vor da dovadă de seriozitate și vor depune toate ofertele și toate eforturile ca să finalizeze acest lot atunci la termenele stabilite. Drumul de mare viteză Craiova-Târgu Jiu este format din autostrada Craiova-Filiaș 51,5 km și drumul expres Filiaș-Târgu Jiu 58,6 km, cu 3 loturi de autostradă și 3 de drum expres. Lotul 1 are 10,3 km, lotul 2 are o lungime de 14,4 km, lotul 3 are 21,7 km, lotul 4 are o lungime de 22,9 km, 5,1 km la profil de autostradă și 17,8 km la profil de drum expres. Lotul 5 are 21,52 de kilometri, iar lotul 6 are o lungime de 19,25 de kilometri.